Marius, ești pentru a doua oară la noi la întâlnire online. Da, 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 cred că ultima oară am fost acum 6 ani sau 5 ani. 4 ani. 4 ani au trecut. Și aș vrea să te întreb cum te-ai simțit. Atunci cum, sau acum? Acum. Și cum ți s-au părut întrebările? Destul de decente, eu nu știu dacă voi ați dat drumul la toate întrebările, bănuiesc că erau și oameni care mă înjurau, dar nu le-ați permis voi să... Nu, ci că nu, e cu atât mai bine. Bine, mie îmi place să am o relație cu publicul meu și îmi place să fiu apropiat de public atâta timp cât nu se încalcă niște granițe ale bunului gust și... Dar nu sunt pentru imaginea actorului care e undeva pe scenă și care rămâne acolo, deși asta e fascinant. Dar e bine să cobori printre oameni și să vezi care sunt doleanțele, care sunt plângerile, care sunt reproșurile care ți se aduc. Că până la urmă vrei, nu vrei, ești o figură publică și atunci cumva e judecat la fiecare pas, nu? Am vorbit și la întâlnirea online. Hai să mai reluăm o dată premierele tale, proiectele noi de la început de stagiune. Da. Păi o să debuteze stagiunea cu o premieră la Teatrul Național, Revizorul, în regia lui Felix Alexa, cu Mihai Constantin și cu Ana Ciontea. Spectacol care face parte dintr-un proiect mai larg, care se numește Același autor, același actor, același regizor, adică același Gogol, același Marius Manole și același Felix Alexa, face parte alături de alt spectacol care se numește Însemnări lui Nebun, care se joacă deja la Arcub, a avut premiera anul trecut, cred, sau anul ăsta? Anul ăsta la Arcub și acum o să jucăm chiar pe 29 septembrie și 30 septembrie. După aia voi face un spectacol, un musical cu Lia Bugnar, pe textul lui Bugnar, cu foarte mulți actori buni, unde muzica e făcută de Vlaicu Golcea și Adamila, sperăm noi, nu știm încă exact. După care voi face un spectacol cu Chris Simion, într-o distribuție foarte bună cu doamna Maia Morgenstern, Vlad Zanfirescu, Medea Marinescu și Marian Râlea, după o dramatizare după romanul lui Matias Malțiu, Mecanica inimii, care se va întâmpla la Teatru Bulandra. Și vom mai face un spectacol cu Rodica Mandache și Medea Marinescu la Godot, al cărui producător va fi Godoul, Teatru Independent. Și mergem în continuare cu spectacole, Oscar Ștantiroz, Ivanov și celelalte, Crimă și pedeapsă, 15-16 octombrie, 17. E de jucat, slavă Domnului. Da, vă spun pentru că e important ca oamenii să vină la teatru și eu țin foarte tare ca tinerii să vină la teatru și în sălile de teatru și bucuria noastră mare e atunci când vedem sălile pline, pentru că, mă rog, alte bucurii nu avem. Dincolo de teatru, am văzut că ești din ce în ce mai implicat și în cauze sociale, să le spunem. Da. Am văzut că ești foarte activ pe pagina ta de Facebook. Te-am văzut la protest. Da, în piața la Roșia Montană. Uniți salvăm Roșia Montană. Da, pentru că sunt foarte mândru că ne-am trezit și că am reușit să ieșim în stradă și că am ieșit în număr atât de mare, pentru că politicienii trebuie să țină seama și de alegerile poporului și de părerea noastră, pentru că până la urmă sunt acolo datorită nouă, pentru că noi am dat un vot și ei trebuie să știe că acel vot se pierde foarte ușor dacă nu suntem consultați și dacă nu ni se îndeplinesc anumite cerințe. În continuare sunt pentru a nu ne vinde țara și a ne păstra bunurile, resursele umane și naturale în țară. În continuare spun nu eutanasierii câinilor. Știu că aici mulți o să mă condamne sau o să mă arate cu degetul. Foarte bine, mi-asum lucrul ăsta. Nu se poate să ajungem la crimă, nu se poate să fim un popor care să-și omoare câinii. Nu e vina lor că sunt pe stradă, am mai spus asta. Bun, acum omorâm câinii, da, dăm vina pe ei, că ce s-a întâmplat cu Ionuț e regretabil și nu cred că e cineva care să spună că e ceva monstruos ce s-a întâmplat, dar cred că a venit momentul să ne asumăm greșelile, adică nu e vina câinilor că sunt atât de mulți pe stradă, e vina oamenilor care i-au lăsat să se mulțească, e vina autorităților care n-au făcut nimic și dacă n-ar fi fost moartea lui Ionuț, probabil că nimeni nu s-ar fi sesizat atât de violent împotriva câinilor care erau deja pe stradă. Erau foarte mulți, da? Trebuie făcute adăposturi pentru câini, ei trebuie avut grijă de ei. Există acum ceea ce eu am făcut, adopția la distanță, să mergi să-ți alegi 5 câini sau 10 sau cât poți tu să le plătești hrana, vaccinul și castrarea. Cred că trebuie să fim un popor civilizat și nu cred că trebuie să apelăm la crimă ca să ne rezolvăm problemele. Repet, acum dăm vina pe câini. Mâine, când o să terminăm cu câini, o să dăm vina pe oameni și o să începem să ne omorâm între noi.
Aia, asta nu e ceva, nu e ceva bun. Hai să spunem asta, că apreciez că nu știam. E frumos că faceți asta la Hot News cu întâlnirile online cu oamenii, pentru că în altă parte nu prea avem unde să ne întâlnim cu spectatorii și asta e un lucru foarte bun. Și eu însumi urmăresc chestia asta și mă bucur că se întâmplă la Hot News. Mulțumim!